Mădălina Panchi și astăzi voi fi gospodină. Mă duc acasă să fac o salată cu ceapă. Haideți să aflăm cât de tare vă face pe voi să vă frecați la ochi. Bună ziua, ne puteți spune de ce plângem când tăiem ceapă? Nu. Salut! Poți să spui de ce plângem când tăiem ceapă? Probabil că e iute. Interesantă întrebare. Îmi puteți spune de ce plângem când tăiem ceapă? M-ați blocat, nu știu. Nu pot să vă spun. Din cauza chimicalilor din ceapă. What the fuck? Salut! Da. De ce plângem când tăiem ceapă? A, e foarte simplu. Eu plâng din dragoste pentru prietena mea. Nu? Așa e. Cred că e vorba de o componentă de sulf conținută în ceapă și o enzimă sau nu știu ce este, alinază, se numește, din câte am citit. Vă frecați la ochi? Nu. Niciodată? Chiar dacă plângeți? Mă frec, dar nu când... La care ochi vă frecați prima dată? La care ochi vă frecați prima dată? La care mă mănâncă. Te-ai frecat la ochi? Da. La care din ei prima? Ochiul drept, cred. Mai este vreo ceva ce îți poate provoca frecatul la ochi? În afară de ceapă? Nu. La ce ochi te freci primul? Păi, dar nu mă frec ochi. Dar unde? Nicăieri. Vă frecați la ochi? Da. La stângul sau la dreptul prima dată? Nu mai știu la care, dar... Și te freci la ochi? Nu, pentru că aș plânge și mai tare, pentru că aș avea cea uleiul cepei pe mână. Din alte motive te mai freci la ochi? Că mă mănânc ochii. De ce te-ar mânca ochii? Pentru că am alergie la polen. În alte locuri te mai freci? Da. Unde? Cam peste tot pe corp. Îți place să te freci? Când mă mănâncă, da, e chiar relaxant. Te mănâncă acum vreo ceva? Nu. Și vă frecați la ochi? Da, s-o scot capul pe geam să... Să ți-ai aerisești ochii? Ochi, da. În altă parte te mai freci? Nu. Doar la ochi de la ceapă, nu? Da, da. Atât. Atât. Tu te freci la ochi? Depinde. Când o stă pe față sau... În alte părți te mai freci? Pe mâini când mă spal. Așa. Alte? Cam atât. Atât? Da. Nu mai ai alte locuri în care te freci? Nu. Și când plângi, și din iubire și din cauza ce vei, te freci la ochi? Ah, de la Panchi TV, ok. Te freci sau nu? Nu, eu frec, nu mă frec. Ok, mersi. Știi, ca în melodia aia, frec, o știi? Nicio, nicio. Pace. Mersi. Freci. Salut, sunt Mădălina Panchi și astăzi voi fi gospodină. Mă duc acasă să fac o ceapă cu... Să fac o salată cu ceapă. Noi suntem de generația următoare. În soarele răsare, am ochii înjecați. Sunt ultimul care mai bea, toți rămân blocați.